Cunoscut înainte de Revoluție ca și Casa Poporului, Palatul Parlamentului este a doua clădire administrativă ca mărime din lume, aceasta fiind declasată doar de Pentagon. După cutremurul din 1977, Nicolae Ceaușescu a ordonat reconstruirea orașului. În anii 1979-78 a avut loc un concurs la nivel național pentru reconstruirea Bucureștiului, concurs care a durat aproape 4 ani și a fost câștigat de Anca Petrescu, o tânără arhitectă de doar 28 de ani, care a fost numită arhitect șef acestui proiect controversat. Șantierul propriu-zis a început în anii 1980 cu demolarea a peste 7 km pătrați din vechiul centru al capitalei și relocarea a peste 40.000 de oameni din acea zonă. Construcția a început abia în 1984 pe locul unor mănăstiri, care au fost demolate, și al dealului Uranus, care a fost nivelat. Casa Poporului are o formă dreptunghiulară cu dimensiuni impunătoare. 270 de metri la fațadă, 240 de metri pe lateral, o înălțime de 84 de metri și o adâncime de 92. Clădirea are 12 etaje și 4 niveluri subterane, fiind considerată cea mai grea clădire din lume. Îngrijorat de situația politică a vremii, fostul dictator a cerut ca palatul să aibă un buncăr antiatomic și nu două, așa cum se zvonește. Cel de-al doilea buncăr se află sub clădirea Ministerului Apărării și a fost construit de Hitler în 1942. Ceaușescu era îngrijorat pe bună dreptate, ținând cont că construcția a început în timpul Războiului Rece. Fostul dictator era însă îngrijorat și de altceva, poate chiar mai mult decât bombele atomice, de Revolta Poporului. Astfel, el ar fi cerut construirea unor tuneluri subterane, care să-l ducă în siguranță până la aeroportul Otopeni, ca să poată fugi din țară. Este vorba de o rețea de 20 de kilometri care leagă Palatul Parlamentului de Academia Militară și apoi Palatul Cotroceni. Acestea au fost realizate pentru a se putea circula prin ele cu mașini cu motor electric și sunt întrerupte din loc în loc cu ușe tanșe de aproximativ 7 tone fiecare. Aproximativ 20.000 de oameni au lucrat 24 de ore în fiecare zi, din 3 schimburi, pentru a da viață monumentului ceaușist. Majoritatea muncitorilor, fiind militari sau deținuți, pentru a putea menține costul de construcție cât mai mic. Dată în folosință în 1944, aceasta este dotată cu aproximativ 1000 de camere. După cum urmează, aproximativ 440 de birouri, peste 30 de saloane, 4 restaurante, 3 biblioteci, 2 parcări subterane și o sală de concerte. La acestea se adaugă 700 de candelabre de cristal și uși sculptate în lemn, care valorează o avere. Laminatoarele din bronz turnat sunt unice și reprezintă o adevărată comoară ascunsă între pereții Casei Poporului. Au fost necesari 1 milion de metri cub de marmură și 700 de mii de tone de oțel și 3500 tone de cristal pentru a ridica această clădire și în prezent este evaluată la 10 miliarde de lei. Asta a fost tot pentru azi. Vă doresc o zi plăcută și mulțumesc de vizionare!